Astăzi, în țară, cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 27 de grade, iar la Bălți cu unul mai mult. La Orhei sunt anunțate 29 de grade, la Tiraspol 30, iar la Leova 31. La Comrat și Cahul se așteaptă 32 de grade Celsius. Astăzi, în capitală, cerul va fi variabil și se vor înregistra 30 de grade, iar noaptea 17. În următoarele zile, termometrele vor arăta până la 32 de grade ziua, iar noaptea se așteaptă între 15 și 18 grade Celsius. Astăzi, în cea mai mare parte a Europei, vremea va fi instabilă. La Madrid sunt anunțate 27 de grade, iar la Paris 17. La Londra vor fi 14 însoțite de ploi. La Berlin se vor înregistra 18 grade, iar la Roma maxima va fi de 26 de grade Celsius. La Viena și Varșovia termometrele vor arăta 24 de grade, iar la Praga 19. La Budapesta se va încălzi până la 25 de grade, la Belgrad va ploua și sunt prognozate 27. La București vor fi cel mult 28 de grade, la Atena se așteaptă 26 de grade, iar la Kiev 27. La Moscova termometrele vor arăta 23 de grade, la Ankara maxima va fi de 32 de grade Celsius.